spuneți-mi, este posibil ca metodă de diagnosticare să vă puteți da seama de tipologia bolii pe care ar putea o atrage o persoană în funcție de tipologia greșelii pe care o face? Fără să măsurăm energetic, după aceea am să vreau să ne și explicați cum se măsoară aceste boli. Există un sistem din zona filozofiei asiatice prin care se spune din zona spirituală ce probleme sunt acolo și ce afecțiuni creează în viața fizică. Este un sistem întreg. Am scris un articol pe tema asta. Acum nu pot să stau să înșir fiecare... Nu, pentru că noi am avut emisiunea anterioară în care am vorbit despre cauzele spirituale ale tuturor bolilor. Da. Eu vroiam pur și simplu doar mecanismul să ni-l explicați. Adică... E tot vibratoriu. Deci tot ce e în univers e vibrație. Și totul este în legătură cu rezonanța. Adică o funcție de fizionomie. Spre exemplu, vedeți o persoană, da? Și după fizionomie, pentru că deja noastră aveți o experiență foarte vastă, vedeți că este tipologia omului răzbunător sau tipologia omului negativist, spre exemplu. Da. Puteți să-i spuneți, adică vă puteți da seama și de nivelul la care a ajuns acel... Se poate face măsurătoare pe adică sistem radiestezic. Adică dacă a ajuns să-l afecteze fizic, concret, acel defect. Da, există mai multe metode de măsurare a afecțiunilor fizice și energetice, în primul rând. Eu măsor pe sistem radiestezic. De ce? Pentru că dacă măsor nivelul energetic al corpului cu problemele lui, pot să preiau vibrația afecțiunii și de la 10-15 persoane pot să-mi iau din afecțiunile respective. Și atunci dacă mă protejez... Atingeți, pur și simplu. Nu dacă ating. Numai dacă pun mâna în jurul corpului. Am înțeles. Că se simte prin palmă, acolo unde este afecțiunea, se simte. Ori înțepături, ori căldură, ori răcoare, depinde. Aia înseamnă că preiei vibrațiile afecțiunii. Și atunci ce faci? Ca să nu preiei energeticul negativ din afecțiune, te protejezi și iei numai informația bolii. Cum? Radiestezii, cu ANSA. Adică îți propui să afli, acolo unde este o afecțiune, ANSA să se miște într-un anumit fel, printr-un algoritm pe care îl faci. Și atunci poți să descoperi bolile. De fapt, ce se întâmplă? Medicina alopată descoperă afecțiunile cu aparatele în corpul fizic. Noi, prin sistemul energetic, evaluăm structurile sau funcțiile corpului de la nivel energetic. Deci vedem dacă sunt nivelele energetice corecte sau sunt mai mici decât cele normale. Și atunci spunem, verific un nivel energetic și văd că e mai mic decât cel normal. Verific după aceea, tot informațional cu ANSA, dacă a afectat structura sau numai este o mică... Dacă este la nivel energetic sau a afectat deja sigur organele. Sigur că da, sau numai o funcție sau și structura chiar. În funcție de treaba asta, putem să spunem ce boli sunt în corp sau unde să se aștepte că mai apare încă o afecțiune. Aceste lucruri se fac înainte de tratamente pentru a ști ce echilibrări să faci. Însă, echilibrările se fac începând de la sistemul energetic superior, de la centri energetici de deasupra capului până la cei inferiori și aceste câmpuri energetice caută să, ca o structură, ca un copac. Din tulpină pleacă ramurile. E tot așa, pleacă sistemul energetic din arborele central până la nivel celular. Și atunci corpul începe să se încarce energetic și structurile și funcțiile încep să apară corecte. Care este perioada în care nouă ni se permite să ne corectăm? Spre exemplu, faci o greșeală, ești negativist sau ești orgolios, ești gelos, ești răzbunător. Da. În funcție de persoana respectivă. Și faci această greșeală un an. Sau face această greșeală 3 ani sau 10 ani sau face o viață. Există un barem după care deja se instalează boala sau diferă de la caz la caz? Adică știu că am un defect și știu că, domne, deja dacă după 2 ani, deja sigur voi avea o boală dacă mai merg în greșeala aceasta sau nu există o regulă? Adică se știu aceste lucruri sau variază atât de mult? Nu există o regulă. De ce? Pentru că intensitatea gândurilor e diferită. Și nu are nimeni cum să știe la ce intensitate gândești tu. Da, nu poate să știe că am gândit 5 ani la aceeași intensitate, numai negativ. Deci nu contează perioada, sau nu numai perioada, ci și intensitatea. Contează și intensitatea gândului. Da. De la fel este și pentru partea pozitivă. Te scalzi în energie pozitivă, cu cât intensitatea e mai mare,
de energie pozitivă, cu atât ești mai protejat și te scazi în energie benefică și nu ai probleme. Dar se vede, un om care gândește benefic, îl simți în jurul, îți place să stai în jurul lui. Pentru că îți dă o stare de liniște și de echilibru. Și sunt persoane în jurul cărora nu dorești să stai pentru că simți că te înțeapă ceva, că trebuie să pleci de acolo, că te simți rău. Aș vrea să vă rog să ne mai vorbiți puțin despre metoda de diagnosticare la nivel energetic. Eu folosesc radiestezia ca metodă de diagnosticare, da, deci dar există, da, dar există metode de diagnosticări cu, pur și simplu cu palma, se simte în interiorul palmei vibrația afecțiunii și la un moment dat există chiar și în formă incipientă? În prima parte? Nu prea în prima parte, pentru că sunt foarte mici semnalele. Am înțeles. Există și alte forme de a determina afecțiunile, cum sunt persoane care nu văd, dar vizualizează niște câmpuri energetice cu ochiul minții, de fapt. Da, deci orbi. Da. Deci sunt mai multe metode. Dar există vreo posibilitate ca noi singuri să ne putem detecta bolile de care suferim? În general nu prea am văzut să-și detecteze fiecare afecțiunea, ci pur și simplu să o caute în momentul când simte că ceva e în neregulă. Dar așa ca să se detecteze. Dar probabil pentru a da o rețetă totuși, pentru o rețetă care mie mi se pare foarte simplă, de fiecare dată când gândim negativ sau când agresăm pe cineva sau când tulburăm pe cineva sau sufletul cuiva, putem fi siguri că în momentul respectiv ceva clar nu este în regulă și atunci poate apărea mai devreme sau mai târziu afecțiunea. Adică atunci când superi pe cineva sau atunci când îi faci rău unei persoane sau când minți o persoană și așa mai departe, în mod sigur, în mod cert, ceva ți se va întâmpla la un moment dat, acum sigur, în funcție de gravitate. Da, poți să se adune acolo după un timp să se întâmple ceva mai important sau poți să pățești lucruri mai mici de care nu-ți dai seama că ar putea veni din ceea ce faci tu. De fapt, religia este creată tot de inițiații, ca și din domeniul paranormalului. Că tot inițiații au descoperit toate aceste lucruri. Deci, în momentul în care te duci la biserică, și preotul are har și spune, deci vibrația cuvintelor are aceeași intensitate și același rezultat cu vibrația gândului. Că cele mai mari păcate sunt gândul, vorba și fapta. E, în momentul în care în biserică se face acea slujbă, vibrația acelor gânduri curăță încărcătura negativă pe care o au cei care sunt acolo. Una, în al doilea rând, în zona centrală, unde se face slujba de obicei. Se face o sferă energetică benefică prezentă și când slujba s-a terminat, pentru că acolo rămâne acea vibrație ca o sferă benefică permanentă. Să vorbim puțin despre dedublarea astrală, despre ceea ce se întâmplă cu sufletul noaptea, atunci când pur și simplu călătorește în alte zone și atunci când noi nu credem că ni se mai poate întâmpla ceva. Noi avem impresia că dormim, visăm, dar nu localizăm neapărat visul sau această călătorie a sufletului ca putând fi și ea încărcată de, nu știu, un anumit grad de pericol sau invers, un anumit grad de benefic. Deci putem prelua în timpul somnului lucruri benefice sau malefice în funcție de zona sau de tipologia visului, de zona unde călătorim, ce se întâmplă practic cu sufletul? Noi în viața materială, cum suntem noi acum, avem create de psihicul nostru unde beta, care sunt între 21 pe herți, 14 herți. Când adormim, sunt prezente undele alfa. Alfa. Aceste unde alfa sunt între 7 și 14 herți. Ce face, ce se întâmplă în cadrul visului? Noi, în partea stângă a creierului, avem prezente undele materiale. Deci, e rațiunea și în care există analiza și sinteza. În partea dreaptă e intuiția. Există o poartă între cele două emisfere care se deschide în zona 10 Hz, deci în zona frecvențelor alfa. În momentul când adormim și ne culcăm cu anumite gânduri, ele trec prin poartă în alfa, în partea dreaptă, în intuiție,
și de acolo unde există un fel de memorie a Universului cu tot trecutul, prezentul și viitorul Universului, intrăm pe canalul de informații care ne interesează, plecat din stânga, cu dorința de a afla respectiva informație, și de acolo ne vine informația. În momentul în care noi visăm lucruri pe care nu ni le propunem, asta înseamnă că anumite spirite din partea cealaltă ne comunică prin această poartă, în partea stângă, ceea ce doresc să comunice și noi conștientizăm și când ne trezim, reținem pe emisfera stângă toate acele informații. Deci noi, când adormim, intrăm în aceste unde, pe scurt, intrăm în aceste unde și comunicăm cu zona nevăzutului, care există 95% din univers. Dar, dacă avem un coșmar, da, asta înseamnă că în momentul în care noi ne trezim, corpul nostru a suferit un impact energetic, o traumă? Sigur că da. Sau, din punct de vedere strict traumă energetic, ne este indiferent dacă am avut un coșmar sau am avut un vis bun? Nu. Noi participăm și cu corpul fizic în final la senzațiile din timpul somnului. Am deci ne pot afecta. Este un lucru foarte important, pentru că sunt persoane care au în mod regulat și repetitiv, da, coșmaruri. Da. Vreau să întreb, aceste persoane sunt mai expuse?